principiu așteptăm să avem un prim draft de film și niște idei despre ce înseamnă filmul, care e atmosfera generală și care sunt liniile pe care trebuie să mergem. Există, e o întreagă poveste. Există niște storyline-uri pe care trebuie să le urmărim, muzică pentru anumite personaje, specifică anumitor personaje, teme pentru scene, știu anumite... Scene, că ați făcut pentru anumite scene? Da. Care au fost? Adică scene de... Toate. Cumva noi am mers după viziunea regizorului, adică Cristina, în momentul în care a filmat și în momentul în care a făcut scenariul filmului cu Andrei, ei au știut care sunt referințele, au știut cam ce mood-uri caută. Evident că și noi am venit cu sugestiile noastre, pentru că la anumite scene noi am auzit altfel de muzică sau ni s-a părut că ar trebui îmbrăcată altfel scena. Și, mă rog, undeva la mijloc, dar noi, ca și echipă care face muzica pentru filme, suntem coordonați de regizor, de omul care are întreaga viziune a filmului. Noi adăugăm și noi ce putem, talentul nostru. În august? Anul trecut? Anul trecut, da. Cam așa. Dar l-am cam terminat în septembrie. Da, în mare parte, 90% din ele a fost gata în septembrie. Oh. Ceva, nu știu, 70? Da, 70 de momente. Acolo, acolo. Nu sunt piese, nu sunt toate piese integrale. Practic, bucățele, scoring-uri pe diferite scene și ai temele principale, care sunt într-adevăr piese și pe de întreg. Și piese smiley, piese de ale tale au fost modificate special pentru film, nu? Da. Sau, mă rog, au fost declinate în mai multe forme. Variațiuni pe aceeași. Da. Am fost golan, pepenar, preot, doar am jucat atât, așa, dansator, polițist și cântăreț am fost. Te-ai am fost și smiley tine. În film. Da. Noi ieri am văzut film. Noi am lucrat muzica și am văzut secvențele alea de mii de ori. Și ieri m-am bucurat și am râs atât de tare, de parcă nu-l știam. Deci este foarte, foarte, foarte bun. Concluzia e să vă luați bilete, da? Le găsiți în toate cinematografele din țară. Că filmul, cei care nu știu sau poate nu v-ați dat seama, O Ramona e făcut după cartea lui Andrei Ciobanu. Și la un moment dat a povestit care și el pe... Mă? Croissants and cocoa milk, croissants and cocoa milk. Zici că ești Andrei... Din film, la maturitate? Da. Ce... Deci da. Tu știi cel mai bine, tu ai viziunea. Hai. Nu, așa vreau. Bine, boss. Tu am ești înțeles? Șeful, asta e, da? Așa. V-am pupat! Pa! Să trăiți!